vreau să discutăm cu producătorul. Cine și-a pus pe mine dulapsele că vreau să mi le pun. Am mutat din alt dulap. Nu, vreau același dulap. Nu putem să facem chestia asta. Tu ai plecat. Nu ai plecat, nu mai ieși la acest concurs din punctul nostru de vedere. Din și ți alegi ce dulap vrei tu, vezi că mai este un dulap liber. Tu nu mai stă. Mai este un dulap liber, da. Eu nu sunt mamă, n-am copii, n-am bărbat. Cineva și-a luat hainele și le-a pus la mine în dulap. Tu nu mai este. Nu, pentru noi nu mai existi în acest concurs. Nici nu vreau să existi. Voi pentru mine. Deci, voi pentru mine. Sunteți hainele în alt dulap. Nu sunteți ceea ce păreți a fi. Da, tu ești o femeie isterică, ne-ai demonstrat și la revedere. Jenny, jignirile tale mă lasă rece. Da, ești o femeie isterică. Problema ta este cine, ale cui sunt hainele de la mine din dulap. Nu. Terminarea voastră psihică vine din faptul că nu puteți să veniți mie de hac. Vine din partea ta. Înțelegi? Adică gestul ăsta al arăta cuiva a cărui zi de naștere este și se cântă la mulți ani este clar o dorință de a-l vedea într-un anumit fel. Extraordinar! Tu vrei să deci de asta v-ați terminat pentru că nu faceți față. Noi suntem de acest... Da, bine că faci lucrul ăsta tu să iei toți banii. Serios vorbești și vreau să plecăm acasă. Nu te nu vreau să-ți dea banii de la tine. Eu dacă o să câștig vreodată vreun ban o să câștig pentru că o să-l mai... Stai, ale cui sunt hainele din dulapul meu? Alele sunt. Unde ți le pun? Unde sunt? Nu, acolo este dulapul meu, Daniel. Daniela, tu poți să iei locul cui vrei din casa asta, pe al meu nu o să-l iei. Și arăți bine pe ecran? Pe plasma, arăți bine? De acum promit că o să arăt mai bine. Ești isterică de ești isterică de și de-aia ai făcut așa. Poate. Te-ai rezolvat? Să știi cum stăm săptămâna asta. Dar știi care este problema? Tu ești foarte frustrat. Te-ai rezolvat? Nu știu, să-ți răspund. În ce termen să mă explic? Te-ai c***a seara să mă are mister în casă? Mai zi odată? Că n-am auzit. Nu, mă, du-te mă cu teatru asta, că-ți scrie la... Aia este informație de la mama Danielei. Da, da, da. Exact. Și toți au sărit în cap mamei Danielei când și-a permis, pentru că ea a spus, mama mea n-a spus niciodată nimic rău despre voi. Hai, du-te cu informația singura asta, care spune lucruri rele despre concurenție este mama Danielei. Bravo, ai aflat. Bravo, Olivia, ce mea! Cață, cață, cață ești. Ce mai zi, da. Fiecare jignire pe care o spuneți cântărește în defavoarea voastră. De acum înainte o să vă încurajez să mă jigniți. O să vă încurajez de acum înainte. Încurajarea mea este să mă jigniți. Nu o să vă mai opresc. V-ați schimbat, domnul Carol, de la începutul emisiunii tu erai altfel. Te-ai schimbat datorită mie. Ai devenit mai puțin mai bun și ai început să mai urci. Dar de acum o să te fac să mă jigniți. Hai tu, Olivia, ești personajul principal! Nu mă șinezi! Personajul principal! Dar cu toate părinții, Olivia, ca tu să pleci acasă și mie nu se-mi dea voie să vă familia sau oricare dintre noi! Tu să vezi familia și o să răvânt! Cum e așa ceva posibil? Ce? Te-a oprit să fii isteric și să fugi! Dar nu vreau să fiu isteric! De dreptul meu să fiu isteric și să fugi! Da, atunci de ce? Atunci cum ai tu pe eu să vii să recezi pe noi? Că știi că ai greșit, Olivia! Lasă capul jos! Pleacă capul jos! Știi că ai greșit! Nu îți plec, dar în fața tuturor! Ai greșit în fața tuturor! Să puc. Da? Ai spus că nu mai aveți să pleci, ce am fugit! Nu te-am mai fugit să pleci! Are un tube fantastic, crede-mă. Nu duce asta. Bine, să mă înfig în părul ăla și în buzele alea, să-i spar silicon. Da? Mă crezi? Și de la canal, dacă vreau și de la... Asta s-o faci, ignorat. Nu să mai auzit din vechi, ignorat. Nici o scuză. Hai, mă, tati! Ați înțeles? O scuză voi de la mine, nu o să mai auziți în zile o... Și dacă nu mi-am bătut joc de nimeni, voi v-ați bătut joc de nervii mei destul și nu numai de ai mei. Și de ai celor din casă și de ai telespectatorilor și de ai... Jignirile voastre, în afară de jigniri! O să te mână de aici și după ceva că se vede după fața ta. Dar n-am nimic cu tine. Eu chiar nu mai vreau acest premiu. Păi nici nu o să-l mai iei dacă vei fi în finală. Tocmai asta era ideea. Păi nu că tu ai încălcat grav contractul, dragă. Ție ți se va da ăsta. Ăsta ți se va da ție. Băi, tu dacă erai fată deșteaptă și cu capul pe mâini, veneai și-ți cereai scuze și să stai cu noi. Ai venit ca o țață de aia de ultimul cartier. Știi pe Oarenea de când a băgat p***? E extraordinar ce se întâmplă.